Concurs de tăiatul porcilor în săptămâna Crăciunului. Edilii unor localități din județul Argeș s-au întrecut în maestria sacrificării porcilor și preparării bunătăților tradiționale care vor fi dăruite familiilor nevoiașe, copiilor din orfelinate și bătrânilor de la azil. Fruntașii din comunele Argeșului s-au adunat la Conacul Goleștilor, unde a fost organizat concursul. Concursul a fost deschis cu un cântec ciobănesc. Acum o săptămână am câștigat, am ieșit pe locul pe țară, primăria verde și am zis să fim toți îmbrăcați în verde. Aveți o echipă puternică în spate. Yes! Yes! Câte kilograme sunt? 53. Bravo! 53. Am cel mai mic porc, dar cel mai bun șorici, cel mai crud șorici și cea mai multă carne. Cu toate că vedeți porci mari, dar au mai multă grăsime decât carne. Unii au venit, după cum auziți, și cu taraf de lăutari la acest eveniment, alții cu țuică fiartă, cu vin fier, conform tradiției, cu ceai fierbinte. La final, concurenții au încins o horă.